Salutare tuturor și bine ați revenit la Rabonsai. Astăzi vreau să le replantez această micuță Carmona. Sper să ne putem auzi cât de cât bine. De obicei fac clipurile cu geamul închis pe balcon, dar astăzi deja este exagerat de cald aici. Dar cred că o să ne auzim destul de ok. Hei, haideți să ne apucăm de replantare. Bețișorul chinezesc. Deja clasicul bețișor chinezesc. Începem să facem puțină curățenie în vas. Ușurel, ușurel. Cred că putem da și cu mâna. A fost replantat de multă vreme, dar vreau să-l pun în sol ceva mai calitativ. Să-și poată dezvolta, după cum am mai spus, mereu rădăcinile și să fie extrem de sănătos, să-i dăm câtă sănătate putem. Și ca să-l leg, pentru că eu nu l-am legat în acest vas, nu prea obișnuiam să leg, dar de acum, de ceva timp, am început să leg și voi lega toți copăceii pe care îi replantez. Ia să vedem dacă putem. Nu. Ok, am apăsat foarte ușor pe găurile de scurgere. Temeșe. Să vedem dacă iese. Nu iese. Îl vom desprinde încetișor de vas. Haideți să mai încercăm o dată. Ok. Acesta este copăcelul afară din ghiveci. Ghiveciul vreau să-l curăț un pic. Feria de sârmă. Avem depuneri de calcar. Destul de urâte. Cred că o să pun mâna și pe o bucată de șmirghel. Ia să vedem. Sau, a? Da, trebuie să iau și o bucățică de șmirghel. Să-l curățăm un pic mai bine. O să-l pun repejor într-un vas cu apă. Oțet și un pic de detergent de vase. Imediat vreau să fac treaba asta acum. Puteți vedea în clipul de aici cum spălăm vasele. Am prezentat treaba asta. Ok, haideți să amestec un pic. Am pierdut șmirghelul între timp. Am regăsit, am o bucățică de cam foarte mică. Încercăm să scăpăm de depunile astea de calcar foarte urâțele. Ok, în apă cu el, să stea puțin la muiat. Tot n-am reușit să scap de răceală. Dar na, pe vremea aceasta cam complicat. Ok. Toate bune și frumoase până aici. Să continuăm cu copăcelul nostru.
care, după cum se vede, a format în partea de jos, ca de obicei, acea plăcintă de rădăcini care vor muri dacă nu ne ocupăm. Ele vor muri oricum. Este încă un motiv pentru care replantăm. Voi încerca să nu-i rup foarte mult din rădăcini. Nu are foarte multe rădăcini, dar totuși vreau să scap un pic, să curăț un pic trunchiul acesta la bază aici. Am avut mușchi care s-a suit pe el și vreau să putrezească. Deja a început puțin să putrezească aici la bază. Hai să încercăm totuși să nu-i rupem foarte mult din rădăcini, dar nu cred că o să reușim. Mai ales că trebuie să scăpăm de partea de jos. Carmona este un copac destul de delicat. Nu prea l-aș recomanda începătorilor. Dar cu puțină grijă avea succes ușor, ușor. Încerc să scap și de plăcintuța noastră de jos, cu tot cu meșele în care a crescut rădăcina. Ok. Hai să mai apropiem un pic. Vreau să-l tratez, după cum am spus, un pic mai multă delicatețe decât de obicei. Îl vom replanta, bineînțeles, în același vas. De-aia l-am și pus la repede, la puțin curățat. Haideți să, după cum am zis, să încercăm un pic să curățăm baza trunchiului. Periuță, să vedem dacă o găsim, da, de plastic. Haideți să mergem cu curățatul și un pic mai sus. Recent s-a depus calcarul și în felul acesta luasem periuța de sârmă, ceea ce nu e un lucru tocmai bun. O să plantăm copacul un pic mai sus, în ghiveci. Încă o dată îmi cer scuze pentru răceală. Ok, cam atât. Nu vreau să-l chinui mai mult de atât. Am spălat vasul.
Am spălat cât de cât, în partea de jos văd că nu s-a spălat tocmai bine, dar e ok momentan. Nu l-am lăsat suficient la muiat, nicio problemă. Oricum copacelul mai are până să fie într-un stadiu de display. Tăiem meșele pentru găuri. Am pregătit aici două sârmulițe cu care vreau să leg meșele. Pic cam mari, dar vom tăia din ele fără problemă. Opa. Haideți să le scurtăm. Folosesc o sârmă mai subțire. Complicat. Orice operațiune este mai complicată la lucrurile mici. Ca în orice artă de altfel. Ok. Să le întindem bine și să continuăm cu sârma pentru legarea copăcelului de ghiveci. O sârmă un pic mai groasă decât cea pe care am folosit-o pentru legarea meșelor. Și o să mă uit un pic cam de ce lungime voi avea nevoie. E suficient. O să mai tai încă una la fel. Ok. Ca de obicei, cred că le-am tăiat prea lungi sau... Aia nu e o problemă prea mare, cu toate că nu-mi place să irosesc materialele. Nu sunt nici ieftine. Venim cu o sârmă. Și cu cea de-a doua sârmă. Încerc să vin un pic în X. Ok. Bun. Solul nostru, mixul nostru de sol pentru bonsai. Punem un strat subțire jos. Suficient, cred. Trebuie să venim cu copacul și să verificăm înălțimea.
O să-i mai tai un pic din rădăcinile. Să ne gândim mai întâi cum va veni plantat. Cred că așa. Și voi mai tăia un pic din rădăcini pentru a intra. Nu trebuie în vas, dar foarte puțin. După cum am mai spus, carmona este un copăcel destul de delicat și vom încerca să nu plantăm fix în mijloc. O regulă de design care este valabilă în foarte multe tipuri de artă, inclusiv în pictură și în fotografie. Regula din fotografie, bineînțeles, fiind preluată din pictură, din artele plastice. Niciodată nu plasăm subiectul pe mijloc, nici în fotografie, nici în pictură. Este suficient de înalt. Cred că voi lega un pic pe sub această rădăcină. Întindem sârmele bine. Prindem un pic. Cu cealaltă legătură. În spate. O să le mai slăbesc un pic pentru că iarăși copăcelul s-a tras din cauza sârmelor spre mijloc, spre mijlocul ghiveciului. Ok. Dar este destul de complicat deoarece avem un vas foarte mic. Haideți să venim cu un paten să strângem sârmele. Să mai tai un pic din ele ca să pot să le strâng cum trebuie. Ok, pe rând. Cetișor. Nu vreau să strâng foarte tare. Este suficient pe partea aceasta. Haideți și pe partea opusă. Suficient și aici. Mai scurtez sârmele. Îndoi un pic în jos sârma. Nu extrem de mult, ca nu o să mai putem să o scoatem după. La fel și aici. Avem o sculă mai zdravână. Ok, nu reușesc. Voi scurta doar moațele. Moațele. Mă grăbesc un pic, pentru că, după cum am spus, este exagerat de cald astăzi. Bun. Și începem să punem sol. Începem să punem sol.
Avem și o lingură pe undeva. Uite-o. Începem să punem solul. Mix din acadama, argilă, pamis și foarte puțină turbă. Aproape că nu se mai vede turba, dar există. Și, ca de obicei, folosind un bețișor, vom așeza solul în ghiveci, începând cu marginea și paralel cu marginea, ținem bățul, ferm, dar nu cu foarte multă forță. Și ușurel mergem și spre interior. Pentru a aranja solul printre rădăcini, aici vom merge foarte încet, deoarece copăcelul nostru are o rădăcină foarte fină. Îl lăsăm curat la trunchi, în jurul trunchiului. Particulele acestea de pamis sunt ceva cam mari. De obicei nici nu prea pun, dar mi-a rămas acest mix care include și pamis de la o replantare anterioară a unui ficus. Place să folosesc la ficuș, chiar și pamis sau perlit. Am avut rezultate destul de bune cu perlitul. Haideți să mai punem sol. Din când în când mă mai ridic să verific dacă totul este ok cu camera, să nu cumva să ies din cadru cu povestea. Mai aranjez un pic, ca de obicei mă asigur că buza interioară a ghiveciului este curată și formează un șențuleț pentru ca apa să se scurgă unde trebuie, în interior, nu în exterior. Dar voi mai aranja imediat această buză, după ce mă voi duce acum să îi dau o spălare zdravănă să scăpăm de rezidurile de praf din sol. Revin. Ok, acesta este copăcelul nostru
replantat. Voi încerca, după cum am spus, să formez bine buza, să formez un șanț pe buză prin apăsare. Suntem ok, acum el este legat, nu mai pleacă nicăieri. Am venit cu un pic de turbă și dacă găsesc și okay, o linguriță, presar un picuț particule fine, încerc să scap de chestiile mai mari. Iarăși, nu pun foarte aproape de trunchiul copacului. O să-i dau puțin de spray cu apă. Să-l fixez, nu foarte puternic, că nu vreau să se înfigă, să-l pierdem în sol. Nu mai am apă, imediat completez cu un pic de apă în spray. Ok. Și montăm, ca de obicei, puțin mușchi. Și pe acesta încercăm să-l păstrăm departe de trunchiul pomului, copăcelului, viitorului bonsai, pe cât putem. Apăsăm, o să trece o salvare, tot timpul trec salvările. Sper ca pe parcursul acestei vieți să reușesc și eu să mă mut la curte. Ok. Putem și mușchiul un pic, să putem să-l apăsăm un pic mai bine. Pe partea asta. Din spate. Acesta va fi spatele. Nu voi umbla momentan la coronament, la ramuri și la crengi. Oricum nu am scos foarte multă rădăcină, deci n-ar trebui să avem o problemă. Sper că v-am putut din nou fi de folos. Dacă vă place canalul, dați un subscribe ca să ne putem vedea din ce în ce mai des. Cam atât pentru astăzi. De la Rabonsai,
Sunt Adin, vă salut și până data viitoare, numai bine!